Hei, 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 salutare dragii mei și bine v-am regăsit la mesajul zilei. Bună dimineața și poftă bună la cafeluță, poftă bună la viață și la tot ce este mai frumos. Haideți să vedem care sunt mesajele care vor să vină astăzi din partea spiritului. Și bineînțeles că am niște jucării noi, așa că știți foarte bine că mie îmi place să achiziționez. Ia să vedem cu ce începem astăzi. Ok. Și vedem în felul următor, think first before you judge, da? Gândește-te înainte de a judeca pe cineva. Avem tendința de a sări repede la niște concluzii care nu știu cât de bune sunt câteodată. Poate o să ne trigăruiască, să spunem cineva astăzi și spiritul ne îndeamnă, ia câte să stăm puțin, să analizăm situația înainte de jump to conclusion, da? Înainte de a sări la trage niște concluzii mai repede decât ar fi cazul. Ia să vedem ce mai avem noi astăzi. Ok, și vedem în felul următor, toamnă, că tot e toamnă, uite ce frumos se potrivește și cu decorul minunat, mirobolant pe care l-am așezat aici pentru mine. Unii dintre noi astăzi vom culege niște roade și bineînțeles știți foarte bine despre ce e vorba, despre acele roadele acelor semințe pe care le-ați plasat de ceva vreme. Ia câte mesaje legate de lucrul acesta. Nu știu de ce îmi vine să spun că unii dintre voi poate ați așteptat aceste răspunsuri, ați așteptat aceste roade să vină la voi și au întârziat dintr-un motiv sau altul să apară și uite că repede, repede vă gândeați voi să trageți niște concluzii pripite și de asta și spune, nu mai judeca înainte, lasă lucrurile să se manifeste, uite că până la urmă răspunsul vine, răspunsul apare. Ascultă-ți intuiția. În primul rând, se pare că niște lucruri vor deveni foarte, foarte clare astăzi. De-aia ți-a spus de la început să nu mai trăiești așa prin prisma presupozițiilor. Lucrurile se clarifică până la urmă. Uite fricile, uite limitările. Pentru că aceste frici, aceste limitări sunt cele care ne fac să... Știți că avem și vorba aceea, să faci din țânțar armăsar. Nu mai facem din țânțar armăsar. Lăsăm să vedem dacă țânțarul se transformă el de la sine în ceva sau nu. Temerile, fricile, da, ne pot face să tragem acele concluzii pripite și nu ar fi tocmai indicat să facem, opa, lucrul acesta. Sper că nu aveți căști și că nu v-am spart timpanele. Hai să vedem, mai scuzați, hai să vedem și de aici ce avem. Niște tensiuni, ia câte opozițiile din partea aceasta astrologică. Da, niște tensiuni, dar aceste tensiuni ne spune foarte clar spiritul că sunt date de limitări și sunt date de teamă, de frică. Bun, haideți să vedem și de aici ce mesaje avem. Ok. Se ajunge la o claritate, un adevăr iese la suprafață, poate niște energii ale trecutului s-ar putea să își facă apariția și să spună ceea ce aveai tu de auzit și ai aștepta să auzi de ceva vreme. Putem vorbi pentru unii dintre voi de niște reușite foarte frumoase, fie astăzi, fie în perioada următoare, da? Poate să fie și lucrul acesta. Poate să aibă legătură cu creativitatea, nu este obligatoriu, o să lămurim noi cărțile astea imediat și să vedem despre ce anume este vorba cu chakra sacrală, uite temerile, uite fricile. Nu știu dacă unora dintre voi le este teamă să nu fie înșelați, să nu fie trădați, mai ales când este vorba despre amorul ghebos, despre iubire. Dragii mei, eu v-am mai spus, în momentul în care stai și te tot gândești la niște treburi, nu faci decât să le manifesti. Ia uite ce frumos, zecele de monede. Zecele de monede apare, s-ar putea să fie vorba despre niște vești legate de o călătorie sau despre niște bani, da? De la drum, pentru un drum, pentru o relocare în cazul unora dintre voi. Uite fricile, uite temele, uite de ce a întârziat să apară mesajul ăsta în cazul unora dintre voi, dragii mei. Ia uite cât de fapt, of, doamne, doamne. Of, doamne, doamne, treiul de săbii, optul de săbii, îl vedem pe patru de bâte. Da, poate să fie vorba despre o relație de lungă durată. Aici apar aceste suspiciuni, aici apar aceste temeri, aceste frici. Of, of, treaba cu manifestarea este într-un mare fel.
Ok. Bun. Nu e clar, nu e pentru toată lumea mesajul de astăzi, dar este în felul următor. Unii dintre voi ați așteptat ca cineva să facă un pas către voi, să se apropie, drăgăstos și așa mai departe, da? Și poate nu a făcut lucrul acesta, mă rog, din vari motive, că ce să vezi și pe partea celelalte persoane se întâmplă viața, nu numai pe partea ta. Și ai tendința să, sau ai avut tendința să te îndepărtezi, să pleci, să fugi. Da? Și atunci spiritul, de asta aș început mesajul de astăzi cu gândește-te, da, înainte de a trage niște concluzii, pentru că din teamă, din frică, scuzați-mă, din nesiguranță, s-ar putea să te îndepărtezi de ceva ce ar fi putut să fie foarte frumos pentru tine. Pentru că vedem ce stă la mijloc aici, sunt temerile, fricile și mai ales teama aceasta de a fi mai multe persoane într-o relație decât este cazul. Nu știu dacă aveți de-a face cu cineva săgetător, cu ascendent Venus, lună, nodul nord în săgetător, nu știu. Oricum este nevoie de clarificare, este nevoie de balancing, îmi vine minte, echilibrare, că ăsta era cuvântul de nu-l găseam, la nivel emoțional. Ai, 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 oi, sufletele pereche, nu știu, cred că unii dintre voi, doar din cauza acestor limitări și din cauza acestor frici, v-ați îndepărtat de cineva care, într-adevăr, este suflet pereche acolo și, Doamne, și s-ar putea să vină cu o propunere din nou. Nu știu ce, da, și nu știu de ce am zis din nou, poate s-a întâmplat deja, separarea între voi doi. Vine cu o propunere, vezi ce faci cu acele limitări, vezi ce faci cu acele temeri, cu acele frici. Nu știu dacă această persoană a avut nevoie să se elibereze de ceva și a făcut lucrul acesta, habar nu am, dar vedem că se apropie, fie călătorește către voi, nu știu, dar da, vrea să manifeste aceste noi începuturi. Vedeți voi ce faceți cu fricile, că la urma urmii despre asta vorbim. Hai să vedem și mesajul din partea amorului Ghebos. Da, ia uite, engagement, cineva vrea, dacă n-a făcut-o până acum, pentru că vedem, nu s-a mișcat. Da, sau nu s-a mișcat suficient de repede cu cavalerul de monede. Dar acum se hotărăște această persoană și vrea să facă ceva ca la carte. Nu știu, acum dacă este chiar ca la carte, dar ceea ce n-a făcut atunci vine să facă pentru că atracția dintre voi este foarte mare. Nu știu dacă îți va propune să mergeți într-o călătorie sau nu. Să mergeți să discutați așa pe un teren neutru, îmi vine să zic. O să vedeți voi cum e treaba. Ideea este să vedeți ce o să faceți voi cu temerile, cu fricile, că acolo s-ar putea să fie blocajul în unele cazuri. Da, am văzut doiul de cupe, am văzut. Nu, n-am văzut șasele de cupe, scuze. Da, ia că te și sufletele pereche sau cum mai spunea o dragă clientă de-a mea, pinguinul fără cap. Să nu mai vă pinguinul fără cap. Uite că a venit pinguinul fără cap. Dar nu e fără cap, el stă așa cu capul pe celălalt. Da, ia uite, se uită această persoană după tine. E ca și cum nu poate să-ți dea drumul. De ce? Pentru că simte această conexiune de suflet pereche și, da, nu știu, probabil este foarte tristă. Vedem acest never ending story, o poveste fără sfârșit. Dar e o poveste fără sfârșit pentru că există o conexiune, o legătură aici și cineva trebuie să vindece niște temeri, niște frici sau să rezolve niște situații pentru a merge mai departe. Poftim noile începuturi cu happy, happy, cu fericire, fericire. Păi să fie cu fericire și cu lucruri frumoase până la urmă. Uite, că n-am scos de la început, dar nu târziu niciodată să vedem mesajul din partea doamnei lună. Lumă. Ok. A new romantic cycle begins, o nouă poveste de dragoste vine la orizont. Și țin să specific, poate să fie această poveste cu cineva cu care v-ați despărțit sau, mă rog, v-ați distanțat, da? Ia uite, 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 uite cât de clar. Acum o văzui. Da? Ceva s-a încheiat, fie ați încheiat un capitol, un ciclu în iubire și începe ceva nou, fie ați încheiat o relație cu cineva și iată vine să înceapă o treabă nouă alături de voi. Dar ce vreau să spun, poate să fie o persoană din această existență pe care ați cunoscut-o în această existență sau într-o existență anterioară, pentru că vedem legătura de suflet, da? Sufletele pereche le vedem aici. Haide, uite că am uitat și de Cooper Deck, n-a vrut el să iasă atunci, hai să vedem, da. The Wealthy Man, poate fi cineva în Scorpion cu ascendent Venus, lună, nodul nord în Scorpion sau cineva cu, mă rog,
treburi financiare la locul lor, sau, mă rog, cineva care lucrează în domeniul acesta financiar. Bun, Distant Horizon poate să fie cineva care este la distanță, pentru că vedem și cartea la drum lung. Vedem și cartea carului acolo, ok, sau se distanțează de ceva, de cineva, poate să fie această femeie matură și ea câtă vine cu curtoazia lângă tine, alături de tine. Acum răspunsul, sau cum s-ar zice, mingea este în terenul tău, ia câtă mesajele, comunicarea care vor să vină din partea acestei persoane. Și tu, ia câtă judecata, da? Ai să fii pe post de judecător, probabil, în această situație, da? De tine depinde ceea ce vei spune. Ia câtă niște cadouri pot fi, da? Poate să fie și această excursie sau, mă rog, drum invitație undeva sub formă de cadou. Scuzați-mă că râd, dar n-am cum. Că îmi vine în minte și vine cu cadouri și unii dintre voi s-ar putea să-i spune, ia-ți cadourile și du-te, du-te la pădure, du-te, domnule, la pădure, că eu m-am săturat de cadourile tale și de nu știu ce. Da, poftim. Aici avem răscrucea de drumuri, pentru că veți fi la răscruce de drumuri și vedem și preotul aici. Nu știu dacă vine să se spovedească de ceva, doamne, e o energie amuzantă. Sorry. Ok. Sau sunteți, ați fost căsătoriți cu această persoană, nu știu, sau ea este căsătorită, ceva de genul acesta. Mesaj de la îngeri, de unde luăm, de unde luăm, că sunt foarte mulți. Haideți să luăm de aici mesaj de la îngeri pentru astăzi și să vedem ce vor să transmită. Libertate. Poate, indiferent de oferta care vine acolo, indiferent de legătura de suflet, tu vrei să te eliberezi, da, simți nevoia să faci lucrul acesta. Fă-o, da, la urma urmii, ia să vedem, împărtășește-ți înțelepciunea, ia că te roagă îngerii, te roagă Arhanghelul Mihail, că poate tu deții niște cunoaștere acolo și o ții numai pentru tine și spiritul îți spune să o împarți și cu cei din jurul tău. Dragii mei, acestea sunt mesajele pentru astăzi. Have a glorious day. Ciao, ciao!